arată energia feminină pe noul pământ? Cum arată femeia? Energia feminină pe noul pământ este întreagă. La fel cum este și energia masculină pe noul pământ, întreagă. Înțelepțită, maturizată, asumată, în forță, dar blândă, cu iubire și înțelepciune. Iar energia pe noul pământ este energia noastră. Este energia la care noi acum, prin viețile noastre și prin experiențele noastre, lucrăm și o creăm și o creăm în fiecare zi. Este o energie care se va fi eliberat de copilăria asta mentală în care trăim acum. Pentru de ce îi spui copilărie mentală? Îi spun copilărie mentală pentru că am senzația că adulții de pe planeta noastră au doar corp de adult și dacă ar fi să facem o metaforă, e ca într-o familie în care dacă adulții, cei responsabili, nu au o constanță a valorilor, nu au un anumit cod de comportament, nu au un anumit tipar pe care să-l mențină blând și constant, atunci copiii și tinerii din acea familie vor fi confuzi, nu vor avea lucruri fixe la care să se raporteze în mod constant, așa cum orice ființă în formare are nevoie. Și ieșind din metafora asta, am senzația că adulții de pe planeta noastră nu sunt responsabili la capacitate completă.